Prețurile mai mari la legume îi țin pe bălțeni departe de piață. O spun comercianții care se plâng că nu prea au cumpărători. Față de anul trecut, oamenii sunt nevoiți să achite cu 2-3 lei mai mult pentru un kilogram de morcov, ardei, gogoșari, ceapă, roșii, cartofi și castraveți. Puțin sunt mai mari. Nu, un leu cu doi s-au ridicat. Sunt vânzător. Eu știu și problema la producător care o mai udat. Prețurile sunt mai ridicate în sezonul ăsta. Spune că vreo 5-7, patlagica brântul 10 lei, patlagica roșii 8 lei, ceapa 14, morcul 12, cartofa 10, vardă 12. Sunt, dar ce spune lumea despre prețuri? Se plâng. Se plâng. Păi, înțelegem situația cam nu chiar de invidiat. Вот видите, в час один покупатель у меня. Вот еще краят, что-то торгуют, вот там, вот там первый ряд, а сюда на середине их нету. Ну, на 2 лея поднялись, потому что машину заплатить, грузчику заплатить, сюда принести заплатить. Oamenii spun că în acest an vor renunța la conservele pentru iarnă. Ну, банку, конечно, нет, потому что очень дорого. А так, чтобы на целый день что-то приготовить, то... Покупаем так, а? Ну, очень дорого все, очень. За огурцы дали 8 лей, там полкилограмма. Цены высокие, неподъемные. Ну, цены фантастически дорогие. Цены всегда идут впереди возможности человека. И это стыдно для аграрной страны с такими традициями. Теперь 11 roșii 10, 12, în dependență de mărime, de persicul 20, 15. Adică prețuri pentru noi, tinerii care mai lucrăm, adică sunt mai normale, dar pentru care nu lucrează sau au puțin. Un kilogram e că 3 kg de chiperi și 1 kg de morcov. În jur la 150 lei. Sunt prețurile foarte scumpe. Pentru un kilogram de castraveți sau de ardei, oamenii trebuie să scoată din buzunar între 10 și 18 lei. Iar pentru un kilogram de ceapă sau dovlecel, între 12 și 15 lei. Gogoșarii pot fi găsiți cu 27 de lei per kilogram.